La vine te sunt uimit cât de bine au putut să dea să plece. Cred că din greșeală a scăpat semințe și de castraveți și de ardei. Sălățică! S-a mai întâmplat o boacănă la nimăluță, o să vă arăt imediat. Oho, uite că castraveți sunt aici. Mă, bă! Cum a burât acolo, a burât pe drum, nu-i problema, a dat afară cam tot. Dar nu-mi dau seama în ce a reușit să se taie. Uitați-vă la el cât s-a făcut. Băi, tată, băi, leule, băi. Bună dimineața și bine v-am găsit la un nou vlog. Aici fermierul vostru preferat, agricultorul, grădinarul, cum vreți voi să-i spuneți. A venit timpul să copilesc toate roșiile și trebuie legate și toate roșiile și castraveții. La castraveți n-avem ce să copilim. Vreau să vă arăt cam ce o să fac astăzi și o să vă pun în mare parte pe repede înainte. Deja e după amiază, că v-am spus că lucrez doar după amiază sau dimineața de vreme. Și după cum se vede aici, luăm de la bază de aici unde am făcut eu chestia asta cu gaura, smulgem ce buran a dat. Ridic planta, am un copil, doi, în fine, n-am niciun copil, înțelegeți voi. Vedeți că ăsta lăsăm mare aici, știți că v-am mai zis și în alte vloguri, lăsăm fine pentru cei care sunt mai noi în domeniul ăsta. Lăsați ăsta mare ca să ne putem lega mai târziu cu sfoara de el, altfel o să plece sfoara pe ăsta, mamă, dar a avut pe copil, nu glumă. Pe ăștia mai mari tăi direct cu foarfeca ca să nu stau să fac, pe aia mai mici pot rupe. Deja avem primul etaj. Asta e alea șerinul. Și asta e gata, de exemplu. Și tot așa, tot asta o să-l fac. Ajutorul meu să-mi taie sfori, față. Că eu mai am aici, dar unele nu, ori nu mai ajung, ori... Bine, mai trebuie făcute, sigur. Și asta o să facem toată ziua. Eu zic că în câteva ore e gata, că nu mai burană de smuls. La baza fiecărei plante lăsăm așa curat. După cum vedeți, pământul e ud, că i-am dat asta. Nu, azi dimineața am dat drumul să ude. Și la castraveți vine mai aproape, să se vadă și castraveciorii. Aici trebuie neapărat legați, că dacă vă uităm, ne uităm bine. 1, 2, da, nu, hai să desenumărăm pe aia formați deja. 1, 2, 3, 4, 5. Doar că trebuie să-i dăm, după aia mai departe pleacă aici, singur știu ce au de făcut. Am fost la fitofarmacie și mi-a zis că frunzele care au contact cu solul sau care stau la nivelul solului, e normal oarecum să se păteze așa. A zis să le tai pe astea și să le lasă pe celelalte. Bun, luăm trepiedul, vă pun pe repede înainte și dăm drumul la treabă. Încă e cald, din păcate. S-a norat mai devreme, a și plouat un pic, dar acum a venit din nou căldura. Arată pe termometru 40 de grade. N-are nimic. Next day. Am pregătit ghivecele astea, știți că au fost căpșuni și ar fi dat, și ar fi făcut dacă le-aș fi udat, dar am uitat, a stat ăsta, dacă vă aduceți aminte, a stat peste iarnă în solar și am cam uitat de el, nu i-am mai pus apă și am zis că e păcat de pământul din ghivece și de ghivece, așa că am luat, din păcate am luat doar 4, nu știu ce știam eu, cam 4 ghivece, dar văd că sunt 5, o să mai iau un plic de ăsta, văd cu ce condiment, am leuștean, pătrunjel verde, frunze, mărar și cimbru, le iau, le pun, amestec un pic aici, pun apă și vă țin la curent în următoarele vloguri cum evoluează. Ideea e când ghivecii mei ușor de controlat, am pus anul trecut în spatele camerei, dacă mai țineți minte, în capătul ăsta unde, cum vedeți aici, cât de cât că nu, am trecut parcă aici am pus ardei, dacă nu mă înșel, da? În partea altă la fel, am pus un rând de pătrunjel, un rând de mărar, leuștean. Ideea e că dă buruiana, știți foarte bine, și când încerci să smulgi buruiana, cam scoți cu tocul, pătrunjel sau ce ai pus acolo. În ghivece sper să fie un pic mai ușor să mai dă buruiana atât de tare. Și unde dă buruiana, o să o tai cu foarfeca și să am și eu condimente, mai pun la uscat. E păcat astea că stăteau degeaba. Am terminat astea. L-am băgat în ăsta, în ăsta, în ăsta și în ăsta. În ăla de jos n-am băgat, o să mai cumpăr un plic, două. O să văd cum dau, adică cum o să crească. De exemplu, aici mi se pare că au fost foarte puține, foarte puține semințe, aici și acolo, parcă, destul de puține semințe. În caz de ceva, văd cum o să dea și mă duc și mai iau și completez dacă e nevoie. Momentan n-am băgat decât vreo 4 litri de apă, cam un litru pe ăsta.
că n-am vrut să mișc foarte mult semințele. O să vin mai târziu să-i adaug un pic de pământ peste și o să-i mai adaug apă, că sigur o să aibă nevoie. Bun, acum haideți să facem un update, ce am mai reușit să fac la solar, în solar de fapt. O să mai și lucrez un pic astăzi în el, chiar că acum e cam cald, nu e extraordinar de cald, mai adie vântul, deci pot să lucrez cât de cât. Nu e ceva pe urgență, dar mai bine le fac acum ca să nu vin iarăși în cap, eu știu, vin iarăși căldura, nu mă trebuie. Ideea e că nu se fac diferența dintre gogoșari și ardei capia, deci mă scuzați de la început. Au început să crească bine, să plece destul de bine. Unii au și floare, cum e asta. O să vin acum, o să curăț lateral aia toată, o să o curăț cred că de pe exterior, că e mai ușor. Și după aia pe la baza plantelor. La vinete sunt uimit cât de bine au putut să dea să plece. Uitați, deja avem prima vânătă. Bine, momentan e în stadiu de floare, dar o să fie și prima vânătă. Aici am curățat cât de cât buruiana. Aici trebuie asta. Mai am un pic de trecut pe aici, deci prima oară o să mă apuc în partea asta să strâng cu buruiana ca să mai dau și la capre. A plecat foarte bine vinetele. Și pardei sau gogoșari, nu știu exact ce sunt ăștia. Știu că trebuie să-i copilesc și va trebui neapărat să mai trag o sârmă. Dar să văd cum o trag, că ăsta e cam în margine. Sau să văd cum fac, că anul trecut mi s-au rupt destul de multe fire de la greutatea ardeilor sau gogoșarilor. Și n-aș mai vrea nu să se întâmple treaba asta. Asta ce a pățit de făcut așa? Ah, nimic, el. Sper să fie el, dar nu, că e ținut. E și un pic mai uscat, sper să nu-l fie atacat ceva. Să mă bag prima oară aici la buruiană, am văzut că mai am ur de astea. Așa, aici la fel trebuie să mă bag un pic în buruiană. Dar durează mult mai puțin, îmi iau o găleată neagră, să vă arăt imediat. Și iau și pun în ea ca să duc la capre, ce au făcut, vai, dacă de bine au plecat. Trebuie să văd că sunt unele, ăsta e doar unul. Dar sunt și cu două fire, cum ăsta de exemplu. Da, pe ăsta mic o să-l scot, stați așa că nu știu dacă... Stați așa când joacă, se vede, ăsta mic de aici, îl scot și las doar pe ăsta mare. O să fie prea înghesuită după aia și... Nu știu, răsadurile astea pe care le-am luat tura asta, vă zic sincer, nu-mi dau seama cum le-a făcut domnul. Cred că din greșeală a scăpat semințe și de castraveți și de ardei în aceleași alveole, pentru că mie îmi dau castraveți. Și au mai fost locuri pe aici, pe unde am avut castraveți și nu trebuia să am ardei sau gogoșari. Așa, aici va rămâne colțul ăsta, nu știu dacă am făcut update. Am curățat, am discuit, am pus de asta și aici, momentan, va rămâne așa, am parcat, de exemplu, ăsta aici și pe viitor, ceva de genul pentru ardei, o să pun ghivece, știu eu cum, am o idee cum să fac, ca să-mi fie mai ușor de controlat cu buruiana. La roșii, aici am pus 4, că nu mai aveam ardei, parcă, le-am legat, le-am copilit. O să trec pe la fitofarmacie, aici nu știu ce a fost, dar a murit. O să trec pe la fitofarmacie să vedem dacă trebuie să iau ceva, dacă să fac poze la toate sau arăt. Cate, s-a oprit iarăși telefonul, n-am ce să fac eu. Nu e chiar atât de cald, dar când e conectată la valiera, asta se întâmplă, se încinge foarte repede. O să scot acum receiver-ul din el, din telefon, și o să pun pe trepied, vedem, sper să meargă, să țină cât de cât pe repede înainte, să nu se încingă așa repede. Mă bag să fac buruiana acolo, acolo, peste tot buruiana, la astea 4 rânduri. Aici am legat deja castraveții, nu știu că am apucat să fac update-ul ăsta. Dar îl facem repede acum cât deja avem castraveciori. Vreau să vă arăt, să văd dacă găsesc poza, vă las și pe ecran. Uitați-vă cât de mari sunt ăștia azi și cât de mici erau ieri. Pleacă foarte repede. Aseară parcă da, am dat drumul la picurare. I-am și copilit. În fine, am mai ratat câte una, de exemplu, uitați asta. Nu le las pe astea primele, o să las mai sus dacă e să fie copil. Mamă, deja trebuie să-i dau iarăși pe sfoară. Da, cresc foarte bine, foarte repede. În seara asta arată că o să fie furtună, deci e bine că mai prind și un pic de răcoare. Pe aici e bine. O să avem producție zdravănă la castraveți. Ce am mai găsit ca răsaduri? Și aici, trebuie să-i și strâng, că ăștia n-am de ce să-i mai țin. E țin de consum, am borcane pregătite. Cum strâng mai mulți? Ba, câteva borcane la murat. Cred că murat. Apă cu sare și cu castraveți, atâta. Mai mult data nu fac. Și aici văd că i-am mai dat un copil. Ăsta, ăștia-i tai, nu-i mai las aici, pentru că se va îngrămădi mult prea tare. S-a plecat mai greu, sper să plece totuși. Vedem. Așa, aici am legat, până în capăt. Nu, n-am legat până în capăt, normal. Ah, mai aveam câteva. O să leg și aici. Asta după ce trec cu buruiana în partea asta. Are treaba, am făcut anul ăsta cu folia. Nu, pentru cei care vreți să faceți și vă gândiți dacă merită sau nu merită investiția în folie, că e destul de scumpă, vă zic 100% e cea mai bună investiție. Mă uitam pe filmările de anul trecut, pe vlogurile de anul trecut, câtă buruiană putea să dea. Acum buruiana, după cum vedeți, nu mai dă decât în găurile astea. Rare ori să plece apa aici, de exemplu, se întâmplă să pleci un pic apa până aici, asta pentru că nu stau eu să dau mai puțin de aici sau să ud mai des și mai puțin, ca și cantitate de apă, și mai dă, cum ar fi acolo, nu știu să vă arăt, dacă aici, de exemplu, mai dă un pic. E mult, mult mai puțin decât anul trecut, e mult mai puțin de muncă. Și
Asta am luat foarte mult anul trecut. Mi-aduc aminte cât stăteam la smulsul de bureană, non-stop era apă, că tot dau drumul la picurare, non-stop cât dădea bureana înapoi. Trebuia săpat, ca să zici că scăpai o săptămână, nu mai dădea, în fine. După ce termin toată partea aia, leg și rândul ăsta ce mai rămas alea pe capăt și după mă apuc aici să copilesc, să leg și roșiile astea. Și în mare parte cam asta a fost treaba cea mai grea în solar. Bun, să vedem dacă vor burana sau nu vor. Vă zic eu că vor. Ia să vedem. Stai în castravetele alea de Vanschi, era în plus. Capul, 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 capul. Sălățică! Ia să-i vedem acum, stați că vă iau imediat. Ce ziceți? Le place sălățica sau nu le place? Urpa ca nu vine. De obicei, după ce se mai eliberează în zona asta, o să vină. Dar oricum eu o să mai arunc, că mai am, cred că una, două de strâns. De tot o strâng în gălețile astea. Și vedem. Voi să mă mănânce și ea, sigur. Mânca porumb de dimineață. Fetița lui tata. Bun, îi las pe ăștia mici să mănânce și pe bufleica aia. Dita mai grăsanu. O, ce bagă, ha, mă. Păi tata, te neci mai încet, tata. Tocător direct. Bun, îi las să toace. Bag un pic telefonul în fața ventilatorului, că s-a încins mult prea tare. Și revenim din solar. Gata, am dus bureana la capre și mă întorc, am băut și apă, mă întorc, acum să termin mai am puțină bureană și dezmulț și după aia mă apuc să leg și să copilesc roșiile. O să vă arăt la roșii cum fac la una și după aia îi dau pe repede înainte ca să-l și termin, sper, astăzi. Bun, multe ore mai târziu, asta telefonul l-a încărcat că nu mai aveam baterie și oricum se încingea foarte tare. Vă arăt imediat ce am făcut. Ideea e că cred că se vede, s-a întunecat, adică s-a norat și începea furtuna, așa că am băgat animăluțele înăuntru. Plus că normal că s-a mai întâmplat o boacănă la animăluțe, o să vă arăt imediat, dar mai întâi să vă arăt ce am reușit să fac până acum. Deci astea parcă erau legate, castraveții erau legați. Mâine de dimineață o să culeg de la ei. Aici o să completez, dar nu știu dacă o să funcționeze treaba asta. Am mai făcut-o undeva, dar nu mai știu unde. Aici. De s-a uscat ăsta tare. Și aici, și aici, nu știu dacă se vor prinde din nou sau nu, dar vedem unde au fost câte doi, de exemplu cum e aici, scot unul, că doi oricum sunt înghesuiți și o să chinuie să facă, scot unul și bag în locurile unde, cum e gaura asta, de exemplu. Că se prinde, că nu se prinde, vedem. Bun, am legat ăștia, o să zice și amic. Trebuie să-l mai dau pe sfoară, ăștia oricum trebuie dați destul de des pe sfoară. Deci am început de aici, am legat pe ăștia, am copilit tot ce se putea. Tot, vedeți că sunt grămezile astea pe aici. Am făcut grămezile așa. Am copilit prima oară ca să poată să plece mai bine planta. O să mai leg acum până se întunecă complet. După o să-mi fac... Oho, uitați că castraveți sunt aici. Mă, bă! Ăștia nu am văzut că erau cu spatele la mine, să zic așa. Am copilit și pe partea asta la fel, peste tot. Trebuie să iau să car asta. O să le car acum, să le dau la capre. Nu știu dacă mănâncă, că sunt părți de roșie, dar vedem din plantă. Le-am copilit, o să mai leg la ele, am legat cam până aici, deci de acolo până aici, pe cam toate rândurile, nu, în afară de asta. Dar pe ăla și pe ăsta am legat până pe aici. Durează un pic la legat și, în fine, le-am copilit, le-am curățat aici de bureană și acum urmează să le leg și după aia pot să spun că solarul mare parte pus la punct. Trebuie să strâng astea, să nu las mizire așa pe aici, furtuni și toate astea. Haideți acum repede până nu începe ploaia să vă arăt și ce s-a întâmplat, că n-ai cum, te împarți în 10 locuri. Apar și astea. Zilele trecute, ieri, alaltă, nu știu exact, seara, am fost cu Lăbușa până la veterinar, la cabinet, la Rujan Vet, că normal că a mâncat ceva, s-a făcut rău și a vomitat destul de mult și am luat decizia să mă duc cu ea la veterinar. I-a făcut acolo probă de sânge, a văzut că nu era foarte afectată, să zic așa. I-a făcut vreo 2-3 injecții, a pus-o pe picioare, oricum a borât acolo, a borât pe drum, nu-i problema, a dat afară cam tot. A borât și aici în fermă. Mi-a dat și 3 injecții, le-am făcut ieri. De cealaltă s-a întâmplat, nu mai știu exact, că trec zilele de nu-mi dau seama. Și acum să vă arăt ce a făcut deșteaptă. Am venit aici, am luat pauză să beau un pic de apă, că am stat destul de mult în solar astăzi. Și fraiera, în fine, nu o să vă arăt rana, n-avea niciun râs, dai în bandajatul repede. De fapt se și vede un pic rana.
Trebuie să-i trag ăsta mai sus. O să-i refac bandajul în seara asta înainte să se bagi în, să bag în padoc. Ce, te doare? De ce nu ești cu minte? Dar nu pot să-mi dau seama ce s-a tăiat. Tu ce zici, mă? Băi, bufleică, nu mai băli pe mine, așa stai și tu acolo. Nu pot să-mi dau seama ce a reușit să se taie, s-a tăiat de aici până aici. L-am sunat pe Bogdan de la Ruj Anvet și mi-a spus că trebuie cusută. Ca să nu mai duc până seara asta până la el, o las așa bandajat, în fine o să schimb bandajul ăsta că nu-mi place cum l-am pus și așa. I-am pus betadină, cred, nu știu ce aia roșie, în fine, mi-am făcut ce mi-a zis Bogdan. Mi-a scăpat să stea așa până mâine, ideea e că trebuie cusută și o să vină el mâine că și așa trebuie să ia probe de la... Ce supărat e asta? Trebuie să ia probe de la alpaca, de sânge, să-i facem analizele de la femelă și i-a zis că dacă tot vine mâine o și coase pe asta. Deci asta o să filmez mâine, n-am ce să-i fac. Asta nu stă cu minte de niciun fel și să stau să o țin închis în padoc, mi-e milă de ea, dar face numai belele. Normal, dacă mergeam și în seara asta la veterinar, era a doua oară într-o săptămână, tată. Tată, mă duci la sapă de lemn, eu te iubesc, eu țin la tine, dar mă duci la sapă de lemn. De nu te pun eu să carpă aici și să faci treabă, să-ți scoți banii. De ce? Cam atâta tăietura, ideea e că până pe aici e mai adâncă. Nu te uita așa, că nu eu te-am pus să lovești, nu? Și să vedem cum facem să nu-și dea pansamentul jos astăzi. Asta cum uite că te-am pus pansament, a fost greu singurel. Mă, nu ți l-am strâns prea tare, nu? Ce băliști tu, chestia, vrei să bag de un ochi? De ce nu ești cu minte? De ce faci boacăne? De ce faci boacăne? Bă, Pateu, dar tu de ce n-ai grijă de fete, mă? Asta săracu n-are niciun stres. Dar nu-mi dau seama în ce a reușit să se taie. Chiar nu reușesc. Ideea e că am venit un foișor să beau apă și am văzut pe jos sânge. Ăsta de pe canapea mea se rimai în ochi. Canapeaua, în fine, era albă până să așa. Și am văzut aici sânge. Asta nu mai întrebați, că o să ajungem să stăm pe jos în cauza cățeilor. Eu tot pun asta și o dau la o parte. Da, aia e, n-am ce să-i fac, așa o să stea până mâine, o să-i schimb iarăși pansamentul înainte să o bag înăuntru. Oricum, deja e 8 ceasul, cred. Sunt unecă și oricum, cred că începe ploaia și arăta. O să mă uit prin curte să văd dacă îmi dau seama unde s-a tăiat, dar nu... Mai e sânge aici. Aici mai e sânge, dar nu-mi dau seama unde s-a tăiat. M-am uitat cât de cât peste tot pe aici. Bine, dacă s-a tăiat undeva în gazon, de exemplu, greu să mai văd. Nu știu care pisică plânge pe care am închis-o în magazie. Bufleica e nervoasă că am închis-o, dar bine, am mâncat, s-a balotat. Uitați-vă la el cât s-a făcut. Băi, tată, băi, leule, băi. Mi-am dat porumbul aferent acum cât l-am băgat înăuntru și o să le car la toți câte o găleată din ce am tăiat de acolo de la roșii. Acum nu știu dacă o să mănânce sau nu. Să-mi lăsați în comentarii sfat. Le despart pe fete de mame sau nu? Că părerile sunt împărțite. Ba, am fost certat că nu se despart încă. Ba, că domnule despartele, nu știu ce să fac. Deci puteți să scrieți în comentarii și vedem că cea mai... Alegerea cea mai des întâlnită sau spusă, pe aia o să o facă, nu știu ce să... Ăștia când îi bagă înăuntru, să bagă toți și golescă doamnele, adică eu n-am ce lapte să iau acum de la el. Bun, cam atât pentru astăzi, eu mă întorc în solar, dacă am timp, dar nu cred, nu o să fac asta astăzi, mâine o să trag niște cadre cu drona, când o să fie toate legate și aranjate ca lumea, nu am timp să-l termin astăzi mai mult ca sigur, că deja se întunecă, mai ales în partea aia, dar nu se vede pe telefon, partea aia și în partea asta e foarte norat. O să mă duc să mai aleg în continuare, că n-am treabă dacă plouă sau ninge și sunt în solar. Doar să mai strâng pe aici, să bag mașina de tuns iarba, am băgat-o la loc. Să închid magazia de furaje să nu plouă înăuntru, să închid și pe cățeu să le pun masa. Și după aia mă pun să leg în continuare la durează, știți că durează legatul ăsta, dar odată le leg, după aia doar le dau de... Nu știu care... A, gata, văd că e una, dar nu știu care, nu știu când a intrat în magazie și nu știu cine se păgea că e geamul deschis. A, e pitic. E pitic. Să-i dau drumul, ce să fac? Mamă, dar cât bocește fetița. Miau, miau. Nu te mai da acum pe lângă mine, hai, ieși afară, nu mai intra aici. Na, nu știu când a intrat înăuntru. A, geamul l-am închis, am uitat că l-am închis ca să nu mai intre muște în magazie. Calpaca înăuntru acum și aia, am dat porumb. Trebuie să-i pun apă și să-i dau niște verdeață, să aibă ce să mestece în seara asta, să nu se plictisească. Cam atât pentru astăzi, eu am fost Alexandru, fermierul vostru preferat. Rău, fugărește pe pitic. Nu, e altceva ferma asta, n-aveți cum. Aici e ședință tehnică. O nebună, două, trei, care așteaptă pliculețul, conserva de după amiază. Sau bobițele, o să le dau conservă că nu mai am bobițe. Juni, ești una dintre cele mai liniștite. Bravo, pisicuțul tot. Bravo, fetiță. Și tu, Hope. Numai că tu ești prea... Și prea pofticioasă, întotdeauna repede să mănânci și tu și ești prea insistentă. Ah, te zgriași tu pe nas, cu ce te-ai mai bătut, nu știu. Asta vorbește foarte mult, e foarte iubăreață, exagerat de iubăreață. La un moment dat nu mai ai chef și ea tot vine și se bagă și zgârie și face cu o zonă cei. Schimba aia, cu aia n-ai treabă, cu satana. P-
Pitic, hai. A, uita, satana. Care doarme noaptea cu mine aici. Stă la mângâia doar pe cap. Dacă mă duc aici, mă începe să mă bată. Ce ziceam? Bun, cam atât pentru astăzi. Eu am fost Alexandru, fermierul vostru preferat. Nu uitați, mă găsiți pe Facebook, Instagram, TikTok și YouTube domeniu Angel. Nu uitați să participați la giveaway de pe Instagram cu incubatorul Cleo și cu ouăle de incubat de la mine. Și până data viitoare, susțineți producătorii locali. Pa! Bună ziua, aici fermierul vostru preferat. Avem un nou giveaway sau concurs, cum vreți să-i spuneți, în desfășurare cu cei de la ipe.ro, unde dăm un incubator Cleo nou nouț, complet utilat, spre deosebire de celălalt concurs pe care l-am făcut acum câteva luni. Din partea mea veți primi și ouăle ca să umpleți acest incubator și să dați drumul la o nouă serie de puișori. Tot ce trebuie să faceți este să intrați pe contul de Instagram domeniu Angel, îl găsiți în descriere și l-aveți și pe ecran. Tag la 3 prieteni la ultima postare, la cea cu incubatorul cu concursul, și când împlinim suma de 5.000 de urmăritori pe Instagram, vom face extragerea live.